legătură cu Statele Unite. Este contributor peste 70% la bugetul Alianței. Este practic acum Alianța, ca să vă dau un exemplu printre paradoxurile cu care este confruntată, este unul foarte, foarte interesant. Statele Unite pare să avea o politică oarecum ca a Germaniei, adică încearcă să se uite mai strict la contribuții efective și să se retragă oarecum în granițele naționale, iar Germania pare a fi mai interesată de coaliții de voință, cum făcea Statele Unite cu ceva timp în urmă, pentru că, așa cum ați văzut, încearcă împreună cu Franța să coaguleze o formă de apărare europeană, nu e armată europeană, lucrurile nu sunt foarte clare. E bine că s-a referit președinte Iohannis din acest punct de vedere. Dar, de exemplu, acest mesaj că suntem în egală măsură interesați de relația transatlantică și de parteneriatul cu Uniunea Europeană ar trebui să se regăsească la toți ceilalți. Pentru că dacă apar la un moment dat diferențe de abordare, nu faci decât să slăbești poziția. Pentru că vreau să vă spun un lucru, nu stă nimeni după tine neapărat să te lămurești tu între două palate cam cum mai te-ai poziționa într-o situație sau alta. Lucrurile merg înainte. Deci mesajul trebuie transmis ferm. Ferm, clar și solidar. Solidar, asta exact. Este important. Pentru că noi de fapt ce cerem? Solidaritatea celorlalți cu noi. Asta este cartea pe care România o poate juca astăzi. Clar. E o carte importantă. Clar, România are un rol pivotal în ceea ce privește securitatea în această regiune. Că deci, alianța că suntem unde suntem. Pe de altă parte, știți cum e, de regulă și de ani de zile, argumentul geografic mergea în sensul, uitați-vă între ce zonă complicată suntem, motiv pentru care băgați-ne în seamă mai mult decât pe alții. Pe de altă parte, și Ispo spune, uite-te în ce zonă complicată ești, motiv pentru care pot să mă separ de tine și să pun cordonul ceva mai la vest, ca să rezolv singur problemele. Deci e cu dublu. Adică, dar trebuie să știm să ne jucăm cărțile așa cum exact, trebuie, da? Exact. Fără a supăra însă și Rusia, pentru că fără îndoială, fără o problemă, a face gesturi inutile, pot fi călcați pe cap. Trebuie să fii extrem, extrem de atent, plus că la practic, Federația Rusă, prin interese promovate cât se poate de la vedere, este la granița noastră. Cam da. Cam da. Ori, evident că principalul interes Bun. Este la noi și nu în centrul Europei. Să-l ascultăm și pe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Acțiunea s-a terminat. Fiecare a plecat la unde a avut treabă. N-aș exagera chestia asta. Ați avut discuții cu președintele Senatului acum, împreună și cu domnul Neac și cu domnul Chițoiu, ați discutat despre problemele din coaliție, eventual legile justiției? Nu, n-am abordat subiectul ăsta, pentru că pentru astfel de subiecte trebuie să mai fie și alții prezenți, premierul, ministrul justiției și alții ministri. Am discutat niște chestiuni pur și simplu de organizare, și anume ora pentru birou permanent reunit de mâine, și pentru plenul reunit de miercuri și care să fie punctele principale pe ordinea de zi miercuri. Unul este validarea sau votul asupra candidaturilor pentru Curtea de Conturi. I-am spus domnului președinte Tăricianu o decizie a noastră și o susține și dumnealui. Noi nu vom vota niciun membru de partid. Am spus de la început că nu vrem să politizăm Curtea de Conturi și din acest motiv nici eu, nici dumneavoastră nu am fost de acord să începem negocieri pe marginea locurilor vacante la Curtea de Conturi. Dar să-mi permiteți aici, domnul Busuioc, este variantă pentru șefia Curții de Conturi? O să vedem ce este din audieri. Și vă spun foarte sincer, e valabil pentru oricine care și-a depus candidatura. De asemenea... Da, agenda internă e mult mai importantă. Asta cu o ședință, o sesiune parlamentară NATO, cu ce face România, ce așteaptă România, e mai puțin interesantă în viziunea unora față de ce am putea câștiga și cum ne jucăm cartea. Dar aș vrea să vă întreb, până vedem și discursul secretarului general al NATO, aș vrea să vă întreb așa, ce așteptări am avea noi de la NATO? De ce cerem să se întărească anume frontiera asta și mai ales culoarul acela de la Marea Neagră? Cum am putea profita într-un fel de o aplecare a NATO către România? Pentru că o zonă complicată în egală măsură ca și regiunea Mării Negre este zona Balcanilor de Vest.
Se spune că dacă s-ar încerca o destabilizare în Europa, poate nu Marea Neagră ar fi prima țintă, ci Balcanii de Vest. În al doilea rând, pentru că orice fel de intenție de a spori securitatea în zonă trebuie să fie făcută împreună cu România. Nu se poate fără România. În al doilea rând, pentru că a existat cel puțin la Varșovia, cum vă spuneam, la acel summit, o tendință de a nu genera o stare de tensiune, mă rog, oarecum de a nu alerta Moscova în ceea ce privește Marea Neagră, pentru că aici desfășurările militare sunt mult mai grele din punct de vedere al potențialului decât în alte zone. Motiv pentru care și aici România este obligată să joace și politic și militar un joc cât se poate de sofisticat, pe care evident trebuie acest joc să fie îndorsat de Alianța Nord-Atlantică, adică steagul NATO trebuie să fie aici prezent. Dar doar nivelul de steag NATO sau arătăm mușchi? Nu știu, aducem trupe, mai facem o bază militară, mai băgăm un portavion pe undeva? Deocamdată pot să vă spun că există o diferență în ceea ce privește desfășurările din nord față de desfășurările din această zonă. În al doilea rând, în nord sunt parteneri NATO foarte dedicați. Vorbim la Marea Baltică. E vorba de statele baltice, e vorba de Polonia, care zi de zi presează Bruxelles NATO pentru a-și spori prezența în regiunea lor. Aici există nuanțe în unele state, chiar state ale Alianței Nord-Atlantice. Există nuanțe în legătură cu cooperarea, în legătură cu implementarea unor proiecte care ar enerva în plus Moscova, în legătură cu faptul că poate mai bine ne înțelegem pe anumite paliere cu partea rusă decât să susținem decizii mult prea drastice ale Alianței Nord-Atlantice. Deci nu avem o coerență, ca să vă spun cât se poate de clar, nu avem o coerență politică în zonă în ceea ce privește reacția Alianței Nord-Atlantice. Și aici România, sigur, trebuie să aleagă. Evident, încă o dată o spun, nu poziția radical, prostească, brutală ar avea de câștigat, dar oricum nimeni nu promovează așa ceva din alianță. Deci n-avem nicio grijă că am fi prea drastici. Pe de altă parte însă, și de partea cealaltă se știe, există o vulnerabilitate în ceea ce privește deciziile diverselor state din zonă, Bulgaria, Grecia, ca să fim mai... Bulgaria, Grecia, poate Turcia, în legătură cu poziționarea față de Federația Rusă. România este oarecum singulară în atitudinea sa, ceva mai clară și mai categoric. Bun. Haideți să urmărim împreună și o să comentăm imediat discursul lui Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Un discurs de asemenea presărat cu mesaje importante. Acum cine are urechi să le audă, să le audă. Romania is contributing in many different ways. As a contributor to NATO operations in Afghanistan and in Kosovo, as the host of our ballistic missile defense site in Devesulo, and as a nation committed to spending 2% of GDP on defense. So Romania is helping to keep NATO's nearly 1 billion citizens safe. I'm very impressed by the work you are doing on the topics very high on the NATO agenda, such as cooperation with the European Union, security in the Black Sea region, the European defense industry, challenges from the south, and of course burden sharing within the alliance. Increased defense spending is about making sure we have what we need in a more dangerous world. But it's also about burden sharing within the alliance. We continue to call on Russia to abide by its international commitments. Russia is our neighbor. Russia is here to stay. We don't want to isolate Russia. NATO doesn't want a new Cold War. Our actions are designed to prevent, not provoke, conflict. Foarte interesant. Rusia este vecinul nostru, nu pleacă nicăieri. Atenție! Nu mai vrem un război rece. Trebuie să împărtășim cumva povara
atenție, vorbește despre povara, da. Povara prevenirii cumva, în sensul de cheltuieli. În sensul de cheltuieli și în sensul de dialog. Dacă ați observat, Stoltenberg, mă rog, e o linie întreagă de secretar general NATO care vin din țările nordice, foști politicieni din state extrem de echilibrate. Deci, el a început cu cele trei categorii de contribuții care sunt subliniate, cum vă spuneam, peste tot. Kosovo, Afganistan, participarea militară, Participarea militară, 2%, scutul antirachet. Acestea sunt aseturile României. Indiferent ce credem noi sau ce ne-am dorit, acestea sunt argumentele noastre pe care le punem pe masă. Foarte semnificative, pentru că el a reluat după aceea și a început să detalieze. Vorbește mult de această paralelă între dialog și descurajare în relația cu Federația Rusă. Afirmă clar că nu suntem agresori. Deci nu trebuie să fim percepuți ca agresori, iar pe de altă parte vorbește de contribuție, uitându-se cu îngrijorare spre Washington. Deci acolo e problema. Acolo este problema. Reticența, de exemplu, a Germaniei de a se apropia de 2% din PIB este foarte mare și este o temă politică ce s-a dezbătut la ei în campania electorală de o manieră cât se poate de clar. Poate despre 2% din PIB 2% din PIB-ul Germaniei pentru armată, da. Ei bine, din aceste perspective, secretarul general, care are un rol mai mult de purtător de cuvânt al alianței. Da, trebuie să spună cineva, da. Și care are absolut tot interesul ca alianța să rămână și pe aceste subiecte coerent. Relația transatlantică, practic, Europa s-a tot obișnuit cu umbrela americanilor din punct de vedere al securității. Pare să că această temă intră în rediscutare, ca să spun așa. O armată europeană nu poate fi o armată împotriva alianței nord-atlantice, împotriva Statelor Unite. Trebuie să fie o formă coerentă. Pe de altă parte, sunt probleme de contribuție în relația cu Statele Unite, dar aminte dacă s-a mai pune problema și unei alte contribuții pur europene. Deci, subiecte peste subiecte. Dialogul cu Federația Rusă este regulă. Cine îl duce acest dialog? Ei, asta este o întrebare. Dincolo aș vrea să revenim și la Marea Neagră după publicitate, pentru că noi am discutat nițel înainte de emisiune și mi-a spus domnule ministru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva pe aici vin, pe la Marea Neagră, pe la noi, și de asemenea iată spunea Stoltenberg de scutul de la Deveselu. Rușii au perceput ca o amenințare directă acea amplasare a rachetelor la Deveselu. Vorbim, oameni buni, despre politica externă și atenție. Un gram în plus la creier contează pentru toată lumea. Nu ne putem desfășura doar așa cu taxe, impozite și carburanți. Mare atenție, tot ce se întâmplă în spațiul acesta universal ne afectează direct și o să vedeți de ce după publicitate. Da, am revenit, doamnelor și domnilor. Noi vorbim de sesiunea parlamentară NATO aici în România, o sesiune extrem de importantă pentru viitorul nostru și nu întâmplător. Trebuie să spunem că avem o carte pe care ar trebui să o jucăm, așa cum spunea invitatul meu, fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, cu inteligență. Acum, nu știu dacă să-i bănuim sau să nu-i bănuim de inteligență pe cei care ne conduc, dar dincolo de asta s-a vorbit, domnule ministru, s-a vorbit despre dialog, despre Rusia și să intrăm în dialog cu Rusia, s-a vorbit despre Marea Neagră și aici subiectul este delicat, da? Probabil călcâiul Ahile, da? În ceea ce privește alianța asta, da? Da, dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva convențional, da? Nu cu bombe sau alte chestii de alea de zboară pe așa, pe aici intră, da. Prin Marea Neagră, pe la noi. Iar noi suntem total descoperiți. Avem, ce spuneați dumneavoastră bine, steagul NATO și doar atât. Deci profesionalismul și inteligența celor care ne reprezintă sunt aproape obligatorii, pentru că, repet, discutăm de probleme foarte, foarte complicate. Priviți, doar uitându-vă pe presa de tot felul, din străinătate, cum aceste lucruri sunt abordate, aceste subiecte. În relația cu Federația Rusă, evident, dialogul trebuie să existe. Vreau să vă spun că poate nu atât angajarea directă a unui dialog ar fi problema, cel puțin așa cum văd eu lucrurile, ci stabilirea în prealabil a unei agende comune. Adică nu avem aceleași subiecte. Dacă pentru noi, de exemplu, preocupările sunt centrate, evident, pe zona Mării Negre, pe zona Republicii Moldova, Ucraina, vecinătatea apropiată, proximitatea celor două state, din punctul lor de vedere, cel puțin într-o perioadă din urmă,
Temele erau legate de licența la arme Kalashnikov pe care am folosit-o noi și n-am plătit niște bani, în legătură cu monumentul de la Iași care fusese furat, distrus și el doreau să-l repună. Înțeleg că chiar această situație într-o formă sau alta s-a rezolvat. Deci subiecte minore, subiecte asta care au rușii de la noi. Da. Niște chestii da. Care nu da. Au deci subiecte care nu au nicio legătură cu teme de securitate, cu interese care vrem nu vrem intră în pot intra în coliziune la un moment dat sau pot fi complementare. Nu e absolut obligatoriu ca în relația cu un stat, mai ales un superputere, să ai numai teme conflictuale. Nu. Pot fi identificate o serie de subiecte cât se poate de la zi. Dar, de regulă, se generează probleme când intrăm fie unii, fie alții în rediscutarea istoriei. Din acel moment, orice negociere devine aproape imposibilă. Sau în legătură cu anumite elemente de securitate pe care, precum scutul antirachetă, pe care Moscova nu le dorește discutate cu Bucureștiul, ci peste capul Bucureștiului cu, mă rog, marile puteri, considerând că în Alianța Nord-Atlantică București asta e un fel de executant fără niciun fel de nuanță a ceea ce se spune în altă capitală. Și ca să nu piardă timpul, discută direct cu alții, primind însă același mesaj. E bine, dacă de partea Federației Ruse se coboară un pic interesul, mă rog, cum considerei, spre un dialog aplicat, măcar în legătură cu ce se întâmplă în regiunea noastră, și dacă din partea română există suficientă sofisticare și atenție ca acel dialog să fie câștigat strict pe baze bilaterale și nu făcând concesii în alte zone, precum alte state, inclusiv din Alianța Nord-Atlantică, atunci lucrurile cred că ar putea fi rezolvate. Deci, încă o dată, pregătirea și temeinica, fundamentarea pozițiilor contează aici, nu neapărat întâlnirea care să se dea la televizor, cum din păcate se mai întâmplă. Rusia, până la urmă, ne privește așa, ca și alții, da? Sunt cumva în calea noastră, dar orice decizie și orice discuții importante se iau la nivelul ăla mare. Dar vreau să vă întreb acum, franș, pentru toți cei care ne privesc în momentul de față, Doamne ferește de un conflict. Chiar credeți că forța asta de reacție rapidă a NATO și toate asigurările astea că, vai ce o să vă mai păzim noi pe voi, sunt reale? Reprezintă un argument, cel puțin pentru un eventual agresor, deoarece forța în sine este formidabilă. Ideea, probabil, un steac, un soldat, nu înseamnă mare lucru din punct de vedere al coeficientului de poziționare militară, dar din punctul de vedere al semnalului înseamnă foarte mult. Astăzi, mai mult decât ieri, capacitatea de reacție rapidă în 48 de ore a Alianței Nord-Atlantice este evidentă. Deci s-a schimbat ceva. Deja acest semnal s-a transmis. Vedeți, în condițiile în care nu există niciun fel de element de descurajare și asumarea politică a riscului unei ofensive, pentru că este o asumare politică, evident, a riscului unei ofensive este mai mare. În condițiile în care știi că vei înfrunta o redută Alianței Nord-Atlantice și cu bune și rele îi vei obliga pe tot să răspundă. Da, pare așa, cumva desprinsă povestea asta, e ceva mai soft, așa, mai elegantă, dar pare a fi aceeași poveste ca în războiul rece, așa, nu știu. Există pe de-o parte o forță, NATO, care are implicații politice clare, există Federația Rusă, care are și ea agenda proprie și e un fel de băgat bățul prin gard, așa, s-au arătat, nu știu, atunci, hai să defilăm noi cu ceva. În acea perioadă funcționa principiul distrugerii reciproce, deci riscul era de nu, parte mai de alta. Pare mai soft așa. Acum, jocul da, ăsta. Într-adevăr, e mai complicat. De ce? Pentru că, dincolo de, să spunem, amenințarea nucleară sau convențională, s-au diversificat mult celelalte categorii. Domnule ministru, avem imaginile live de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis, mă rog, îl așteaptă pe Jens Stoltenberg acum, secretarul general al NATO. Vorbeam despre această întâlnire. Probabil va trebui să tragem concluziile în momentul în care va veni acea declarație de presă comună, dar spuneți că deja se transmit mesaje ale României în momentul de față. Sunt extrem de curios, probabil și dumneavoastră sunteți, dacă aceste mesaje vor coincide și la întâlnirea cu domnul Tudose și la întâlnirea cu domnul Dragnea. Asta ar fi obligatoriu, dar ce să spun. Da, România... Pentru că știți ce se întâmplă? Asta când vine, se întoarce acasă, astea, când se întoarce acasă, da,
Și ideea de a continua, ideea de a rămâne dedicat și mai ales ideea de a spune, iată, cerem sprijinul vostru în această zonă pe care toți o considerăm extrem de amenințată, dar avem și noi propria contribuție. Ideea că, adică suntem parteneri. Că doar te plângi. Exact. Cei doi s-au întâlnit, au dat mâna, bine v-am regăsit, hello, hai să mergem, facem o poză. Cam asta e, discuțiile sunt interesante și probabil vom vedea împreună la declarația de presă. Iată o bătaie amicală pe umăr, da? Adică, hello, suntem prieteni, suntem parteneri. Da, cam știți, asta știți e, care este una dintre probleme, ca să discutăm una dintre probleme. Practic, confruntat cu aceleași riscuri, în regiune nu ai prea multe proiecte comune. Știți ce au putut să facă cu bulgarii la un moment dat? Nu mai, avem timp, nu mai avem timp, din păcate. O să urmăriți împreună în știrile B1 TV, prezentate de Gențiana Coman, și mai apoi ceea ce se întâmplă cu aceste întâlniri extrem de importante pentru România. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru ajutor și pentru prezența în emisiune. Ne revedem mâine la 11. Toate bune!